Se vorbește mult despre toxicitatea în relații, despre oameni toxici, iar acest lucru nu este de mirare. Dacă până acum oamenii tolerau sau acceptau cu mult mai multă ușurință comportamentele disfuncționale și destructive ale celor din jur și mai ales cele ale membrilor familiei, acum încep să înțeleagă că acest lucru nu este în regulă. În cele ce urmează vom enumera cele mai importante caracteristici ale oamenilor toxici. Manipulează, mint în mod repetat și vor să dețină controlul asupra ta. Pentru ei nu contează cum te simți tu, ce îți dorești sau ce nevoi ai. Pentru ei, important este să-și atingă scopurile cu orice preț, chiar dacă acest lucru înseamnă să se folosească de oameni, să calce pe cadavre, să mintă, să manipuleze. Întotdeauna este vorba doar despre ei, se așteaptă să le oferi ce au nevoie fără a oferi nimic în schimb. Nu există reciprocitate. Le lipsește constanța, asemeni cameleonilor, își schimbă atitudinea și comportamentele în funcție de ce doresc să obțină de la cei din jur sau de ce își doresc să se întâmple. Îți induc senzația că trebuie întotdeauna să le demonstrezi că meriți să fii în preajma lor, că meriți să aibă încredere în tine, că meriți să se poarte frumos cu tine. Într-un fel, te desconsideră din start, chiar dacă nu le-ai greșit cu nimic și fac acest lucru tocmai pentru ca tu să te simți nevoit să faci cât mai multe lucruri pentru a le demonstra contrariul. Îți încalcă limitele în mod repetat și granițele personale. Chiar dacă le spui că te deranjează anumite lucruri, nu țin cont de ele și continuă să se comporte în același fel. Nu îți respectă spațiul și timpul personal sau intimitatea și se consideră îndreptățiți să dea buzna în viața ta când au chef. Ce poți face dacă te confrunți cu astfel de oameni? Nu este înțelept să ne așteptăm și să sperăm că schimbarea să vină din partea celuilalt. Odată ce îți dai seama că influența unei persoane în viața ta este toxic, tu ești cel care trebuie să schimbe lucrurile. Stabilește-ți limitele și granițele clare de interacțiune sau îndepărtează definitiv persoana respectivă din viața ta. Nu trebuie să dai explicații, nu trebuie să te justifici în vreun fel pentru că nu faci nimic greșit. Relatează ursulasaner.ro.